Bună ziua, dragi prieteni! Îmi pare bine să ne vedem! Bine ați venit la programul nostru de limba română! Cum vedeți, astăzi avem un prieten special care va citi cu noi și pe care îl cheamă Linus. Astăzi vom citi o carte care se numește O zi gălăcioasă cu prietenul meu. Ce zi gălăgioasă pentru cățel! Cățelul se trezește din somn. Bună dimineața, spune. Cip, cip, cip. Se aude o vrăbiuță ciripind afară. Pisica miaună. Miau, 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 miau. Și ies afară din casă. Cățelului este foame. Și nu vrea să se joace cu pisica. Burtica lui face gheorț, gheorț, gheorț. După ce mănâncă, cățelul nostru este gata de aventură afară în curte. Cu vântul care îi suflă și ciufulește blănița, el sare prin iarbă. Ham, 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 spune cățelul, bucuros. Deodată se aude un cocoș. Cucurigu, cucurigu, se aude. Cocoșul face gălăgie dimineața ca să trezească lumea din ogradă. Cățelul încearcă să facă sunetele cocoșului. Cucuriham! 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 Vacile îl aud pe cățel și râd de el. Cine a mai auzit un cățel care să spună cucuriham? Aici sunt vacile. Ce caragios este cățelul acesta! Vacile răspund cățelului. Mu, mu, mu! Bună dimineața! Cățelul latră la vaci. Mu, ham, mu, ham, mu, ham! În grădină, cățelul nostru vede o căsuță. Acolo, cățelul zice, poate voi găsi niște prieteni aici. Cine să fie? Guiți, 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 se aude. Cățelul nu a găsit alți căței, dar a găsit niște prieteni, niște purceluși. Purcelușilor le place să fie murdari și fac băiță în noroi. Cățelul se tăvălește în noroi cu purcelușii. Vai, ce murdar este cățelul nostru! După aceea, cățelul nostru simte că trebuie să facă băiță. Se duce la o baltă, așa cum avem noi în spate aici, și sare în apă. Acolo, cățelul vede niște gâște și niște rațe. Gâștele fac ga, ga, ga! Rațele fac mac, mac, mac! Când vede apița, cățelul nostru se aruncă în apă și dă din lăbuțe și înnoată cu lăbuțele. Plușc, 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 plușc! Toate rațele și gâștele râd de el. Ce gălăgie și cum înnoată! Ce caragios este! Bună, cățelușule murdar, îi spun rațele. După aceea, cățelușul nostru se simte foarte curat și uscat. Vrea să se întindă în iarbă. Uite, uite aici! Aici el vrea să stea în iarbă, să doarmă puțin. Între timp vine și o albinuță. Bzzz. Albina vine pe lângă el și bâzâie. Bzzz. S-a făcut târziu și soarele apune. O bufniță trece în zbor deasupra cățelului. Este timpul să mergem acasă, îi spune bufnița. Toți prietenii cățelului îi spun pa, 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 pa.
și am încalecat pe așa și v-am spus povestea așa. Pa, pa!